Tragere la sorți norocoasă pentru FC Petrolul. Statutul de cap de serie a avantajat formația ploieșteană, care va înfrunta una din cele două echipe din Liga Secundă aflate în urna C. Petrolul va juca cu Rapid Suceava în optimile de final ale Cupei României, în urma tragerii la sorți făcute de secretarul general al FRF, Gheorghe Chivorchean, la sediul instituției. Petrolul va avea parte de un adversar inferior, așa cum s-a întâmplat și în 16-mi, atunci când a eliminat pe Unirea Jucu. Însă formația lui Mulțescu trebuie să fie atentă, deoarece Rapidul de Suceava a eliminat Gazmetan Mediaș, adversara de duminică din campionat a Lupilor. Partida de Cupa României se va juca la Suceava dacă nu va fi televizată. Iar dacă totuși va fi transmis, există varianta disputării la Botoșani, unde a fost inaugurată o instalație de nocturnă cu puțin timp în urmă. Antrenorul Gigi Mulțescu susține că Petrolul nu putea pica mai bine de atât. Chiar dacă va fi o deplasare lungă și obositoare, jucătorii trebuie să obțină calificarea indiferent de condiții. Eliminarea Fortunei Câmpina pe arena Ilie Oană i-a portat noroc lui Dinamo. Trupa lui Stoica Can va întâlni CS Mioveni, echipa antrenată de Claudiu Niculescu. Celelalte meciuri sunt Rapid CFR Cluj, CSMS Iași Steaua, Oțelul Pandurii, ASA Târgu Mureș, Ceahlăul, Craiova Viitorul și Ucluj FC Brașov. Optimile Cupei României se dispută într-o singură manșă eliminatorie în ultimele 3 zile ale lunii octombrie.